Biserica. Cât de mult s-a implicat biserica, se implică în această campanie de vaccinare? Dacă este de ajuns, cum se vede de la Ministerul Sănătății? Eu pot să vă spun mai ales în mediul rural, unde acolo preotul are un cuvânt de spus. Absolut. Eu pot să vă spun că încă din primele momente ale acestei activități, ale pregătirii campaniei de vaccinare, ne-am avut un dialog activ și un dialog extraordinar de constructiv și le mulțumesc pe această cale tuturor reprezentanților, tuturor cultelor din România. Am făcut acest lucru, să știți că a contat foarte mult. Cultele s-au implicat în transmiterea mesajului, în transmiterea informației și aici eu realmente sunt recunoscător pentru toată implicarea lor, pentru că trebuie să gândești modalități complementare, integrate, holistice de a comunica. Nu toată lumea, deși pentru cei mai activi sau cei care trăiesc în, să spunem, în marile orașe și care au o viață activă, eventual cei care sunt implicați într-un fel sau altul în fenomenul politic sau administrativ, evident că suntem mari consumatori de informație pe canale din oferite de media clasică sau pe internet, însă nu toată lumea are această nevoie de a se informa cu tot ceea ce se întâmplă, chestiuni care țin de, nu știu, de actul guvernamental, de administrația centrală sau de administrația locală. Și atunci, pentru toți acești oameni, ai obligația și noi am avut obligația și avem în continuare obligația și responsabilitatea de a transmite toate informațiile pe care le avem și de a transmite informațiile corecte și de a transmite informațiile complete. Pentru că fenomenul de fake news, cum spuneam, este unul atât de intens încât, lăsând la o parte activități suplimentare de comunicare pe care le-am făcut și vedem că sunt diverse materiale video care au apărut ca un exemplu distinct pe televizor, dar este esențial să poți să ai un flux de informații corecte și complete care să fie transmise în timp real, imediat ce apar. Transparența este cheia succesului, este ingredientul principal pentru construirea încrederii. Iar dacă oamenii nu au încredere în cei care le comunică avantajele vaccinării, nu vor transforma informația în gest, în comportament acela de a te vaccina. De aici necesitatea de a construi canale de comunicare și de a construi parteneriate și colaborări cu toți cei care au un cuvânt de spus, indiferent de forma și de domeniul de activitate și de dimensiunea socială, culturală, religioasă din care provin. Deci biserica, cultele, toate cultele din România, să știți că au avut o implicare. Deci sunteți mulțumit de implicarea bisericii în campanie? Cât de mult s-a implicat? Să știți că noi le-am comunicat, adică am avut numeroase întâlniri în care am stabilit strategii de comunicare, planuri de comunicare, am venit cu informații, ne-au solicitat informații la zi, mai ales atunci în primele momente când nu exista deja o cultură a vaccinării, nu existau aceste informații și lumea încă nu avea o părere, nu avea o percepție, încă era incompletă vis-a-vis de vaccinare. Și faptul că am avut această colaborare prin care noi am efectiv au sprijinit real procesul de comunicare și de informare către populație.